Bună dimineața! Sper că și la voi este la fel de urât, pentru că mă simt destul de urât și eu. De fapt, sunt urât, bășicat și așa mai departe. Însă, trebuie să susținem zilnic hashtag-ul LifeColduc. Astăzi o să vorbim un pic despre dreptul polițistului, mai nou dreptul polițistului prevăzut în mod expres, salut Bogdan, de a intra într-o casă în anumite situații. Avem o lege 192 pe 2019 care modifică foarte multe legi în ceea ce privește ordinea publică și celelalte aspecte de securitate publică. Avem anumite situații. De la cazul din Căștin, că în momentul în care viața unei persoane este pusă în pericol și există indicii că se află într-o anumită încăpere, într-o locuință, atunci polițistul poate să pătrundă în acea locuință. Însă mai sunt și alte situații. În caz de infracțiune flagrantă, când se urmărește făptuitorul. 2. 3. În caz de acte de terorism, când se urmărește persoana respectivă și există indicii. Și a patra, în momentul în care se află un decedat în respectiva locuință și viața celorlalți este pusă în pericol. Legiuitorul a vrut să prevadă în mod expres aceste situații. Ce trebuie să știți, că legea se referă în a pătrunde în locuință, doar să pătrundă, nu să facă percheziție, să scârme prin lucrurile respective din locuință. Acum nu se știe exact timpul cât poate să stea polițistul. Eu zic că este o lacună a legii, dar este bine că o să știe și procurorii că polițiștii pot intra în momentul în care o persoană este pusă în pericol în locuința respectivă. Prin modificările legislative, polițistul a devenit un super om. Batman. O să vedeți în perioada următoare, peste 90 de zile mai exact când intră în vigoare, ce poate să facă un polițist. Și atenție mare la abuzuri.